Ianuarie 1959, Valea Bistriței. Marea centrală electrică Stejar de pe Bistrița, spunea tovarășul Gheorghe Gheorghe Udej, constituie principala lucrare a planului de electrificare. Cuvântul partidului a însuflețit mii de constructori și planul devine realitate. Aici, la izvorul muntelui, se înalță barajul care va zăgăzui Bistrița. Și de aici, o lungime de 35 de kilometri spre izvoarele râului, se va întinde lacul de acumulare. Apele zăgăzuite vor pătrunde în tunel, vor călători ca și noi aproape 5 km în interiorul muntelui, vor face un ultim popas în turnul castelului de echilibru, își vor împărți puterile în cele două mari conducte forțate, se vor repezi spre turbinele viitoarei centrale electrice de la Stejar și apoi, liniștite, se vor întoarce prin canalul de fugă în vechea matca a Bistriței. Cam asta ar fi în câteva imagini și câteva cuvinte, ceea ce întreaga țară cunoaște sub numele generic de Bicaz. Ne-am oprit la baraj și am încercat să înțelegem ce se petrece aici. În stânga Bistriței, un munte. În dreapta, tot un munte. Omul îi va lega printr-un masiv de beton de peste 1.600.000 de metri cubi. 1.600.000 de metri cubi de beton vor stăvili Bistrița și vor rezista presiunii uriașe a celor peste 1.200.000.000 de metri cubi de apă cât va avea viitorul lac. Un 1.600.000 de metri cubi de beton. Pentru turnarea lor, omul a imaginat un sistem mecanizat uimitor prin cutezanța lui. Cupele de beton sunt încărcate pe malul drept. Apoi cupa Macara, Bena, cum mi se mai spune aici, lunecă de-a lungul cablului peste hăul văii la o înălțime de 130 de metri. În Bena, un om, Benistul. Cu două fanioane semnalizează postului de comandă al Macarale itinerarul Benei. Și astfel, dirijată de la o distanță de 400 de metri, Bena aterizează cu precizie deasupra locului de turnare. Și totul prinde viață datorită muncii entuziaste și temerare a constructorilor. Despre fiecare în parte s-ar putea face câte un film. La început ne-a tentat munca neobișnuită a Benistului. Ne-am suit într-o benă și am încercat și noi pentru câteva minute mirajul zborului deasupra Bistriței. Balansul Benei ne reamintește. Suntem suspendați împreună cu două vagoane de beton la 130 de metri înălțime. În sfârșit, coborârea.
o frână și Dena balansează calm deasupra lamelei de turnare. Încă 6 metri cub de beton se adaugă la temeliile barajului. Dena s-a întors fără noi. Am înțeles că peste senzaționala călătoria Denei se află voința oamenilor care o conduc. Ne-am hotărât să cunoaștem unul dintre ei. Am suit, deci, cele câteva sute de trepte ale scărilor ce duc spre inima și creierul Macaralei. Cota 563, nivelul mării. Aici l-am cunoscut. Găină Ion, utemist și operator la Macaraua funicular. Ochii privesc atenți undeva spre adâncul văii la fanioanele Venistului. Mâinile manevrează cu reflexe sigure manetele de comandă. După un minut și jumătate de încordare, jumătate de minut de relaxare, răstimp în care Dena se golește de beton. Apoi, totul reîncepe identic. Acolo sus, la cota 563, lucrează un utemist. Numele era tot ce știam despre el în acel moment. Trăia pentru noi doar prin mâinile și ochii lui. Ochii și mâinile ne-au vorbit despre marea încercare a răspunderii. Dacă un arhitect greșește un detaliu, ia o gumă și șterge. Pentru Găină Ion, nu există o gumă care se poată repara greșeala. Dacă un strungar greșește o piesă, comite un rebut. Pentru Găină Ion nu există rebut. Un om care nu are voie să greșească și nici nu greșește. Știam încă prea puține despre el. Din cererea de angajare am aflat că s-a născut în cheile Bicazului. În cheile Bicazului l-au chemat înălțimile și dorința de a le stăpâni. Regimul nostru i-a dat aripi pentru cele mai cutezătoare zboruri. A devenit pilot. De ore de zbor. 5.000 de ore de zbor la cota 563. El știe că fiecare oră de zbor la cota 563 îl apropie tot mai mult de ziua în care luminile Bicazului se vor aprinde în întreaga Moldova. La cota 563, utemistul Găină Ion răspunde chemării partidului pentru electrificarea țării. S-a căsătorit de curând. Mi s-a părut semnificativă fotografia de nuntă. S-a căsătorit la 23 august, ziua tuturor împlinirilor. Întreaga lui viață s-a împlinit de fapt sub semnul acestei zile. La 23 august a început să zboare spre înălțimi inaccesibile înainte. Pentru noi, imaginea nocturnă a Bicazului părea neobișnuită. Pentru constructori însemna doar un schimb, schimbul 3. Sandu Chiriac, cel mai bun și mai ales cel mai energic dispecer de schimb.
Părerea lui despre găină Ion era pentru noi foarte prețioasă. La întrebarea noastră a răspuns grăbit: băiat bun, cu el n-am probleme. Și a dispărut. L-am regăsit în momentul în care pleca cu Bena spre sectorul unde se turna betonul. Și a completat referința la fel de laconic: băiat bun, peste 350 de metri cub de beton pe schimb. Am plecat după el cu Bena următoare. De la Benist am aflat lucruri la fel de senzaționale ca și priveliște de sub noi. Găină Ion sculptează miniaturi. Instinctiv am privit în jurul nostru. Se construia un gigant de 1.600.000 de metri cub de beton. Benă se prăbușeau în câteva secunde aproape două vagoane de beton. În fiecare minut, drăgile scuipau aproape 10.000 de kilograme de balast. Și în mijlocul acestei sinfonii a marilor dimensiuni și cantități, am aflat. Găină Ion sculptează miniaturi. Pentru ca Bena să poată ateriza exact pe platforma vagonului de încărcare, trebuie să miște maneta 9 mm. Exact 9 mm. de depărtare de cabină. Pentru el, doar 17 mm. Două vagoane de beton se deplasează la distanțe de sute de metri. Și pentru aceasta, mâinile lui Găină Ion trebuie să execute mișcări de ceasornicar. Dacă n-ar fi sculptat miniaturi, ar fi construit viori sau ar fi brodat goblenuri. Spune despre eroul nostru. Noi nimic. De aceea l-am întrebat pe el: ce-ți dorești pentru viitor? Să torn ultima benă. Și după aceea? Să plec unde va pleca și măcar la mea. Acesta este Găină Ion din Cheile Bicazului, care la începutul anului 1959, acolo sus, la Bicaz, cota 563, conducea Macaraua funiculară. O stea în constelația bogată a Bicazului.